Am deviat de mult de la drumul lor. Drumul pe care mi-l trasase societatea. Drumul pe care era musai să-mi termin facultatea. Să mă angajez, să-mi găsesc un soț, să fac vreo 2 copii și să muncesc să-i cresc. Și tot muncind așa, să îmbătrânesc. Nu aveam altă variantă decât să copiez drumul urmat de alții, considerați mai breji, soldați căzuți la datorie, dar nu viteji, nu treji. Trebuia să fac și eu ce s-a făcut sau ce se cere. Că numai oamenii tâmpiți aveau ceva de obiectat sau erau de altă părere. Sărmanele destine trase la imprimantă s-au ținut de cârd să nu o ia pe altă pantă. Doar ca să fie acceptați de gloată. E, uite că eu n-am vrut să mă conformez. N-am vrut să urmez planul lor, drumul lor. Și acum realizez că toți cei care au schimbat cu adevărat ceva vreodată, au fost cei care au ieșit din rând și care au construit o nouă poartă.